degradez din toate punctele de vedere. Cred că lecția mai bună decât asta, poate asta ar putea să fie un program național. Evident că nici asta nu e simplu, pentru că trebuie să găsești suficienți doritori care să-și spună povestea în fața copiilor și să conștientizeze și să fie deja pe drumul cel bun. Acesta ar fi un exemplu. Lecții de genul, haide să vă vorbesc astăzi despre substanțe psihoactive și să spunem ca la o lecție de fizică sau de chimie, ce efect are cocaina cu liniuțe de la capăt, ce efect are, nu o să prindă la copii. Copiii noștri sunt mult mai, copiilor noștri le captăm atenția mult mai greu decât atunci. Dar iau informația asta la tot pasul. Pentru că informațiile astea, dacă le vor, da, le ai la tot pasul, le obțin în 30 secunde. Ce soluții vedeți dumneavoastră, domnule Cristache? Eu am spus, în afară de acest plan, eu aș fi mers și pe... am vorbit de cauza externă, aia ar fi principală. Doar aș merge și pe testare inopinată. Aia poți să o faci chiar la nivelul unităților de învățământ, pentru că dacă testezi un copil inopinat, nu înseamnă că a și consumat substanțe interzise. Astfel încât la pachet cu aceste campanii, da, de conștientizare, astfel încât copilul să conștientizeze că dacă va consuma, va fi nenorocit pe viață, trebuie să ai și un picuț de frică în sensul în care riști să fii prins. Eu așa aș gândi eu. Am spus-o în ultimele zile, n-a fost preluată de nimeni, nici de minister, nici de domnul premier, nici de celelalte instituții, dar eu aș merge pe acest control inopinat. Haideți să-l întrebăm pe domnul Sorin. În baza unui algoritm, da? Una, două testări într-o unitate, în fiecare unitate de învățământ, cu echipe integrate, multidisciplinare, cu psiholog, cu doctor, cadru medical, cu consilierul școlar, poate să vină și reprezentantul părinților pe școală, ca să nu zică nu că... Nu e de acord, da, domnul Sorin. Deci eu cred că este exact cum se întâmplă după cazul de la 2 mai, da? Sunt opriți sute de șoferi și se constată că sunt drogați. Dacă nu era acel eveniment, nu se făcea. Nu e niciun deși abuz. Deși știam cu toții că există droguri, da? În școli. Deci nu există. Da. Din punctul meu de vedere, nu este niciun abuz. Fata mea este clasa 12, nu m-aș opune nici măcar o secundă. Nici n-aș vrea să mă sune cineva ca să-mi testeze fata. Eu i-aș da ok-ul din secunda 1 și să vină să-mi spună că a ieșit pozitiv sau negativ. Nu mă agit, mă duc, controlez că poate să fie fals. Dacă vorbim de drag testerea, poate să fie un fals pozitiv. Și te duci, verifici sau poate iei un medicament care eu știu... sunt derivate și nu e o problemă. Dar eu nu aș avea nimic împotrivă la așa ceva personal. Haideți să vedem, Ministerul Educației ce spune despre această variantă. E o grea întrebare. Vă pot spune, aflându-ne cumva la un moment la care explorăm posibilitățile, deocamdată vă pot spune părerea mea, dacă tot domnul Cristache... Părerea mea e și a mea, da. Și-a exprimat-o cu siguranță că acum chiar nu poate vorbi în numele tuturor. Fără discuție. Pentru că și dânsul este conștient că a spus mai devreme, aș fi de acord, n-aș avea nicio problemă, fără să mă întrebe, ne garantează că măcar jumătate din părinți gândesc la fel? Că teama mea e că majoritatea nu vorbim la fel. 99% nu gândesc așa. Așa, deci, am oferit contraargumentul. Eu nu știu dacă asta este cea mai bună metodă. Nu știu dacă trebuie să facem din școală un loc în care copiii sunt sau nu sunt în culpă, să zicem așa, așteaptă momentul controlului, că o să-l faci în opinia în prima dată, după care ei se așteaptă să se întâmple. Nu, eu rămân la părerea că astfel de teste trebuie aplicate doar în situația în care, nu știu, avem aproape certitudinea că totuși, fără să ne pricepem și fără să fim pe unul dintre noi specialiști, când pe stradă ne întâlnim cu o persoană care este drogată, de cele mai multe ori asta se cam vede cu ochiul liber. Dar, încă o dată, noi putem să emitem aici câte ipoteze și câte teorii dorim. Suntem o țară liberă, dar nu știu dacă e bine să vorbim în această situație din poziția noastră de reprezentanți ai unor instituții, respectiv asociații. Pentru că, repet, terenul e unul destul de... E o graniță foarte fină, fără discuție. Delicat. Și n-aș vrea să se ia ceea ce spunem noi aici ca poziție oficială, pentru că suntem la început de drum. Este o problemă despre care știam, cumva fiecare aștepta de la celălalt. Sunt foarte mulți ani de când aveam discuții la nivelul unui județ cu ofițerii antidrog de la nivel local, la ședințele cu directorii ne ofeream unii altora date de contact pentru a putea să luăm legătura.